56 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți și încă două persoane au decedat. Tot mai mulți oameni își pierd viața în lupta cu coronavirus, iar de la începutul pandemiei și până în prezent, peste 160 de mehedințeni infectați cu SARS-CoV-2 au decedat. Rata incidenței cumulative de COVID-19 în Mehedinți este de 1,85 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în localitatea Strehaia, unde rata de infectare este de 3,98 la 1000 de locuitori, iar apoi este urmată de municipiul Drobeta Turnu Severin cu 3,25. Totodată, în ultimele 24 de ore, 56 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și încă două persoane infectate au decedat. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 771 persoane se află în carantină la domiciliu, 436 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 99 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 56 de cazuri noi de îmbolnăvire și 2 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 este de 1,85 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți. Totodată, numărul localităților unde rata de infectare a depășit 1,5 la 1000 de locuitori a scăzut.